Imaginați-vă acum în Fapte capitolul 2, că unii zic în felul următor. Mă, în Fapte capitolul 2 ucenicii erau deja credincioși. Ucenicii n-au primit botezul cu Duhul Sfânt în momentul în care au crezut. Au primit mai târziu, adică când? La cincizecime, nu? Că ucenicii au fost credincioși, cel puțin să spune măcar după învierea Domnului. Deși eu cred că au fost și înainte, măcar după învierea, au avut ei o credință mai slabă. Dar au fost credincioși, da? Și zic, ei au primit Duhul Sfânt în Fapte 2 abia. Au trecut multe zile până în Fapte 2. Acum, dacă ne gândim la acești evrei, evreii aceștia au prins o perioadă unică din istoria omenirii. Care perioadă? Ei au prins și Vechiul Testament, și Vechiul Legământ, au prins și Noul Legământ. Noi sărbăm și comemorăm și ne amintim la masa Domnului și instituirea Noului Legământ. Acesta este sângele legământului celui nou. Legământul cel nou a fost instituit de Domnul Iisus Hristos în seara aceea și a fost pecetuit în jertfa Lui. Până atunci n-a fost Noul Legământ. Acum, ucenicii Domnului Iisus și ceilalți credincioși care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos au prins și perioada dinainte de Hristos. Cu legea, cu jertfele, Vechiul Legământ și au prins și perioada asta de tranziție. Ioan, Iisus și pogorârea Duhului Sfânt. Ei au prins tranziția aceasta de la nou, de la Vechiul Legământ la Noul Legământ. Noi, astăzi. Noi mai avem perioada aceasta. Noul Legământ a fost instituit odată pentru totdeauna în jertfa Domnului Iisus Hristos și nu mai există niciun motiv pentru care noi să așteptăm o venire ulterioară a Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt a fost dat deja, cum am spus. În Fapte capitolul 8, avem al doilea caz de samariteni. Dumneavoastră știți, samaritenii nu acceptau sistemul iudaic, nu acceptau Sfânta Scriptură iudaică decât cele cinci cărți ale lui Moise. Samaritenii nu acceptau jertfele care erau la Ierusalim, nu acceptau că Ierusalimul este o cetate sfântă, că templul este un loc sfânt. Ei nu acceptau nimic de acolo. Ei aveau muntele lor, ideile lor, religia lor, ei făceau lucrurile cum credeau ei. Și erau și o corcitură, nu erau evrei pur sânge. Bun. Imaginați-vă dumneavoastră că în momentul în care Filip s-a dus aici și a predicat Evanghelia, ei primeau Duhul Sfânt atunci pe loc. Dar nu l-au primit. Dar să ne imaginăm că l-ar fi primit atunci pe loc. Și ce s-ar fi întâmplat? Samaritenii s-ar fi uitat la evrei de peste gari, vedeți, n-am, vedeți? Că și noi suntem la... nu sunteți mica mai greu ca noi. Niciun fel de problemă. Voi cu religia voastră, cu muntele vostru, cu templul vostru, noi cu muntele nostru și cu religia noastră, că foarte bine avem și noi Duhul Sfânt fără voi. E, uite că se întâmplă ceva. Filip predică Evanghelia și interesant, nu vine Duhul Sfânt. Deși Duhul Sfânt în Fapte 2 coborâse deja. Filip predică Evanghelia în Fapte capitolul 8 și Duhul Sfânt nu vine peste samariteni. Știți când vine Duhul Sfânt? Când vin doi apostoli de unde? De la Ierusalim, care Ierusalimul și evreii erau în opoziție cu samaritenii. Erau în ceartă. Nu vine Duhul Sfânt până când nu vine apostolii aceștia doi să roagă pentru ei și pun mâinile peste ei ca să primească Duhul Sfânt. Și este pentru prima dată în istoria poporului Israel când între samariteni și evrei se face legătură și pace. Și nu se face legătură și pace în poporul Israel, în Vechiul Legământ, ci se face legătură și pace în biserică, în Noul Legământ, prin sângele Domnului Iisus, prin Evanghelie, prin lucrarea Duhului Sfânt. Dacă ei ar fi primit Duhul Sfânt fără evrei, atunci totdeauna s-ar fi păstrat această ruptură, această diviziune. Ar fi fost două biserici. Biserica samariteană și biserica evreiască. Dumnezeu a vrut să distrugă zidul ăsta dintre ei. Și de aceea a lăsat să vină doi apostoli. Doi stâlpi de la Ierusalim, care au fost prezenți și la primul eveniment de botez cu Duhul Sfânt în Fapte 2. Și au fost și la al doilea eveniment cu botez cu Duhul Sfânt în Fapte 8. Și unul dintre ei, Petru, este și la al treilea eveniment de botez cu Duhul Sfânt în Fapte 10. De ce? Ca și neamurile, și samaritenii, și evrei să fie toți acum adunați împreună. Să nu mai existe această separare. Înțelegeți așadar de ce a existat o perioadă de timp dintre convertirea lor și botezul cu Duhul Sfânt. De ce? Ca Dumnezeu să rezolve această ruptură dintre evrei și dintre samariteni. Este vreunul de aici samaritean? Nu sunteți samariteni pe aici, nu? Niciunul. Nu. Interesant că nu sunteți samariteni pe aici, niciunul. Niciunul nu sunt. Atunci nu avem niciun motiv să așteptăm noi să fim botezați cu Duhul Sfânt peste 5 ani după ce ne-am întors la Dumnezeu. Înțelegeți? A fost o situație unică. Asta nu înțeleg oameni. O, noi vrem ca samaritenii, zic unii. Cum? Uite, samaritenii au primit Duhul Sfânt după mai mult timp după ce au crezut în Domnul Iisus Hristos. Măi, ești samaritean? Care-i treaba? Că nu înțeleg. Ești samaritean?
Bă, da, evreii cum au primit ucenicii Domnului Iisus? După ce au crezut în Domnul Iisus, au primit Duhul Sfânt. Mult mai târziu. Bă, tu ești din vechiul legământ și ești acum trecut în noul legământ și încă nu a venit Duhul Sfânt. Și trebuie să prinzi perioada asta. De ce vrei să te încadrezi într-o categorie de oameni? Nu ești nici evreu, nu e nici din vechiul legământ care trece în noul legământ, nu ești nici samaritean. De ce vrei să experimentezi ceva care a fost unic? Acum, dacă ne uităm la al treilea caz, care este cu Corneliu, să știți că oamenii nu le place cazul ăsta. Oamenilor care vorbesc despre faptul că botezul cu Duhul Sfânt e mult timp după nașterea din nou, după multă stăruință la Dumnezeu, nu le place cazul lui Corneliu. Știți de ce? Pentru că în cazul lui Corneliu, unde avem de face cu niște neamuri, oameni dintre neamuri, și noi suntem neamuri, acești oameni primesc botezul cu Duhul Sfânt când? Instant. Când aud Evanghelia și cred. Ăsta nu ne mai place cazul ăsta. Că nouă ne place perioada aia. După strigare multă, după rugăciune multă, după sforțare multă, să vadă Dumnezeu transpirația mea spirituală și să zică, după atâta transpirație, îți dau Duhul Sfânt în sfârșit. Nu le place. Vor să contribuie, mă, puțin. Niște lacrimi, niște transpirații, ceva măcar. Nu? Să-mi contribui și eu ceva la primirea Duhului Sfânt. Nu spune Scriptura foarte simplu. Pe când rostea Petru. De ce îl trimite Dumnezeu pe Petru? Că era la distanță destul de mare. Pentru același motiv. Sunt trei cazuri de botezuri cu Duhul Sfânt, da? Evrei, samariteni, neamuri, categorii diferite de oameni, care nu se înțelegeau între ei și nu se acceptau între ei, și Dumnezeu ia un om care să fie prezent la toate astea trei, un evreu, îl ia ca să fie prezent la toate astea trei. De ce? Ca să se adune împreună. Nu vă aduceți aminte că imediat după fapte 10 îl cheamă ăștia la Ierusalim, îl cheamă comitetul pe fratele Petru. Petru, unde ai fost? Am fost pe la neamuri. Ce căta la neamuri, să mănânci la neamuri în casă, să intri la neamuri în casă, Petru? Tu ești evreu, tu ești curat, ești la spurcația aia. Și Petru trebuie să le explice la ăștia, deși Dumnezeu le-a arătat din Fapte, capitolul 2, că toate neamurile sunt acceptate, trebuie să le explice la ăștia iară Evanghelia, după atâta mare de timp. Mă, voi nu înțelegeți. Dumnezeu îi acceptă pe toți. Lui explica viziunea aceea în care Dumnezeu l-a pus să mănânce și așa mai departe. Și ei atunci au dat slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Dar știți cum au acceptat evreii până la urmă? Știți cum au acceptat evreii? Ascultați ce spune. Ce argument le dă Petru? Petru nu le spune. Am văzut o pocăință la ei? Cum n-am văzut nicăieri pe planetă? Gogoș! Nu l-a acceptat nimeni pe Petru dacă spune așa. Am văzut la ei o credință cum n-am văzut la evrei. Du-te de aici! Să supărau evrei dacă spuneau așa. Ce le spune Petru? Ce argument le aduce Petru? Vă aduceți aminte ce argument le dă Petru ca să le justifice că neamurile sunt acceptate de Dumnezeu? Auziți ce spune. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Dar nu se termină aici. Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Cum spune? Ia ascultați. Ca și peste noi. Înțelegeți ce face Petru? Petru spune, mă, oameni buni, voi înțelegeți? Ce s-a întâmplat cu noi evrei, poporul Dumnezeu la cinzecime? E exact același lucru care s-a întâmplat cu neamurile. Și ascultați ce spun evreii. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Când s-au potolit? Când au văzut că botezul cu Duhul Sfânt la neamuri a fost de același fel ca botezul cu Duhul Sfânt de la evrei. De aceea a fost necesar să fie Petru acolo. Ca Dumnezeu și ruptura dintre evrei, ca și ruptura dintre evrei și samariteni, și ruptura dintre evrei și neamuri să fie rezolvată în trupul Domnului Iisus, în jertfa Domnului Iisus, prin lucrarea Duhului Sfânt. Și avem în final acest exemplu al ucenicilor lui Ioan, care și ăștia sărmani erau alea cărămași în urmă, că spune Scriptura aici în felul următor. Îi întreabă Pavel pe ucenicii lui Ioan în Efes, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns. Nu știam. Ei n-au auzit. Nici măcar n-au auzit. Ce să primează că ei n-au auzit? Ei erau tot în vechiul legământ. Duhul Sfânt venise, noul legământ era instituit, ei trăiau tot în vechiul legământ. Și Pavel îi întreabă, dar cu ce botez ați fost botezat? Cu botezul lui Ioan. Și Pavel îi spune, păi Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Adică, bă, voi sunteți rămași în urmă, voi n-ați înțeles. Voi de la botezul lui Ioan trebuia să treceți la botezul adevărat al Domnului Iisus și acum trebuia să fii primit Duhul Sfânt. Când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus, Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Așadar, botezul cu Duhul Sfânt înseamnă simplu următorul lucru. Avem biserica instituită în Fapte, capitolul 2, în mod oficial. Samaritenii s-au dus și în biserica în Fapte 8.
neamurile s-au dus în biserică în fapte 10, ucenicii lui Ioan, care și ei erau o leacă rămași în urmă, s-au dus în biserică în fapte 19. Asta înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Fiecare categorie de oameni care a existat pe planetă, diferită, Dumnezeu a lăsat evenimentele astea publice, clare, ca să arate tuturor, odată pentru totdeauna, lăsat descrise în Sfânta Scriptură, că nu există categorie de oameni care să nu fie primită în Biserica Domnului Iisus. Lucrul acesta este clar până ziua de astăzi.